seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Echipa Zimbru se retrage din Divizia Națională din cauza problemelor de finanțare. Cel mai corect ar fi pentru continuarea activității fotbalistice în cadrul clubului de fotbal, retragerea la prima echipă. Retragerea presupune inclusiv neparticiparea acesteia în toate diviziile, ligile superioare ale fotbalului moldovenesc, cât și inferioare. Ucraina anunță primul caz de coronavirus. Este vorba despre un bărbat spitalizat la Cernăuți. Sute de locuri vacante sunt în ministere și instituții de stat, iar oamenii nu se grăbesc să le ocupe, se plâng membrii cabinetului Chicu. Cum răspunde premierul, aflați în câteva minute. Cod galben la nivel național. Panica e mare. Un bărbat din Ucraina, care tocmai a revenit din Italia, a fost testat pozitiv la coronavirus. Acesta fiind primul caz de infectare în țara vecină. Ministrul ucrainean al sănătății susține că pacientul nu avea simptome la frontieră, dar i s-a făcut rău câteva zile mai târziu și s-a adresat la medic. Iar România a anunțat al patrulea caz de îmbolnăvire. Bărbatul care a revenit din Italia și a trecut prin România a fost internat într-un spital din Cernăuți. Ministrul ucrainean al sănătății a anunțat că autoritățile verifică traseul făcut de pacient, dar și persoanele cu care el a contactat. Acesta este primul caz de coronavirus depistat în țara vecină. În statele europene, numărul bolnavilor este în creștere. Italia rămâne cea mai afectată țară, cu aproape 2000 de infectați, urmată de Franța, Germania și Spania. În peninsulă, sistemul medical e supra-solicitat, iar pentru a face față numărului mare de pacienți, autoritățile din Lombardia au cerut guvernului ca în ajutorul medicilor să vină asistentele medicale aflate la pensie. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății nu consideră necesitatea declarării unei pandemii și spune că virusul nu pare să fie la fel de periculos ca unul gripal. Is a unique virus with unique features. This virus is not influenza. We are in uncharted territory. We have never seen before a respiratory pathogen that's capable of community transmission, but at the same time, which can also be contained with the right. Astăzi, Vaticanul a anunțat că Papa Francisc suferă doar de o răceală, iar testul pentru noul coronavirus a ieșit negativ. Peste ocean apar cazuri noi de îmbolnăvire. Cele mai multe sunt înregistrate în Washington, unde sunt și 6 decese. Chiar și așa, Donald Trump dă asigurări că situația e sub control. Our country is doing very well. Our professionals are doing really an incredible job. We're also working with other countries to help them because they really have a fear of the unknown. În Iran, numărul îmbolnăvirilor a trecut de 1500. Aproximativ 70 de oameni au murit, potrivit datelor oficiale. Printre cei decedați se numără și un parlamentar. În China, situația însă pare să se stabilizeze. Numărul de îmbolnăviri este în descreștere, iar mai multe instituții din zonele cu risc scăzut de infecții își reiau activitatea. La nivel mondial au fost înregistrate peste 91.000 de îmbolnăviri, dintre care peste 48.000 de persoane s-au tratat deja. Între timp, Parlamentul European anunță că nelle prossime tre settimane erano previsti 460 tra i venti. Naturalmente non possiamo consentire che tutto questo, che è molto importante per noi, influisca sull'attività del Parlamento, per cui commissioni sì, gruppi di visitatori no. Îngrijorată de situația provocată de epidemie este și șefa Comisiei Europene. The risk level has risen from moderate to high for people in the European Union. In other words, the virus continues to spread. Cod galben la nivel național. Panica e mare. Cu o mașină furată la Bălți, au ajuns în regiunea transnistreană. Este isprava a doi indivizi care au fost încătușați de oamenii legii.
Într-un final, cei doi au fost reținuți. Detalii vă spunem în câteva minute. Gestul pe care l-a arătat consilierul premierului ieri veteranilor războiului de pe Nistru este inacceptabil, susține Ion Chicu. Prim-ministru însă nu știe dacă își va pedepsi subalternul pentru asta. Viața și carieră. Camă și nu trebuie. Și spun ce nu trebuie, le arăt așa. Trebuie întâi să discut cu persoana respectivă. Consider că acest gest este inacceptabil pentru persoana publică. Anton Gămurari, numit ieri consilier pentru relațiile cu veteranii, a urcat pe scenă și le-a propus manifestanților să formeze un grup din 10 persoane și să meargă la discuții cu Ion Chicu. Veteranii au refuzat propunerea acuzându-l că s-a vândut celor de la conducere. În replică, generalul războiului de pe Nistru le-a arătat acestora un gest indecent, iar protestatarii au fost la un pas de a-l lua la pumni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și cea pentru soluționarea contestațiilor sunt controlate de Igor Dodon, a declarat deputatul PAS, Dumitru Alaiba, care mai spune că președintele ar fi preluat practicile guvernării democraților de a-și aduce oamenii loiali în diverse funcții. Șeful statului nu comentează declarațiile opoziției, susține serviciul de presă al președinției. Dumitru Alaiba susține că Igor Dodon facilitează trucarea concursurilor și îi protejează pe unii funcționari ajunși ilegal în funcție, făcând referire la noua directoare de la ANRE numită săptămâna trecută. Există un risc imens că evaluarea a fost alterată de unii dintre membrii comisiei, din deputații care au fost prezenți la acel interviu. Violina Șpac nu a comentat declarațiile deputatului. Alaiba a vorbit și despre șeful de la Agenția Națională pentru soluționarea contestațiilor, Anatolie Zagarodnei, demis de Parlament în iunie anul trecut și restabilit în funcție ulterior prin instanța de judecată. Imediat după schimbarea guvernului, apropo, s-a simțit încurajat să atace acea hotărâre a Parlamentului prin care a fost revocat, să atace în judecată. Domnul Zagarodnei a câștigat în prima instanță. Acea hotărâre a judecății seamănă mai mult cu un elogiu cazului domnului Zagarodnei. Totodată, deputatul PAS susține că a înregistrat un nou proiect prin care cere demisia lui Zagarodnei și a cerut secretariatului Parlamentului să atace la Curtea de Apel decizia prin care acesta a fost restabilit în funcție. Anatolie Zagarodnei nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Între timp, serviciul de presă al președinției ne-a spus că Igor Dodon nu va comenta declarațiile făcute de opoziție. Nu avem angajați suficienți în ministere. De la 10 la sute de specialiști lipsesc în mai multe instituții de stat, se plâng membrii cabinetului Chicu. În replică, premierul le-a spus subalternilor să nu-și facă iluzii. Oameni noi nu vor veni în curând din cauza salariilor mici, iar pentru a găsi o soluție, prim-ministrul susține că are nevoie de timp. Criza de oameni este la Inspectoratul General al Poliției. Acolo peste 1400 de locuri de muncă sunt vacante. Potrivit acelorași date, de la sfârșitul anului 2019, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor mai are nevoie de 250 de angajați, iar Serviciul Fiscal de Stat de aproape 180. La Ministerul Agriculturii situația este la fel de complicată. Anul trecut, 49 de specialiști au părăsit instituția. 49 de persoane care pleacă cu cunoștințele care le-a acumulat aici și cu acea memorie instituțională de care noi vorbim. Lipsa forței de muncă calificată a fost unul dintre principalele subiecte la ședința Colegiului Lărgit de la Ministerul Agriculturii și Mediului. Rugăm foarte mult pentru că s-au schimbat aproape 50% din lucrătorii Ministerului Agriculturii. Ce fel de proiecte de hotărâre a guvernului, de proiecte de legi pot elabora oamenii care vin și se angajează și lucrează 2-3 luni în minister? Dinastii trebuie să fie care să lucreze. Ion Chicu recunoaște că există problema dată, dar le recomandă subalternilor să se resemneze. Într-adevăr, capacitățile, și nu doar în ministerul respectiv, în toate ministerele, ca număr, sunt foarte limitate. Noi avem câte 2-3 maxim specialiști care răspund de domenii foarte, foarte extinse. Este o realitate pe care o avem. Motivul pentru care oamenii pleacă este cât se poate de clar. Salariul mic, recunoaște însuși premierul. În ce măsură o să reușim să atragem cadre tinere, pregătite, este greu de spus. Este
acum proces de durată și nu trebuie să ne facem mare iluzii, chiar mâine sau poimâine putem să completăm statele de personal așa cum ne dorim. În aceste condiții, Ministerul Agriculturii încă rămâne fără secretar de stat responsabil de mediu de la învestirea noului ministru, Ion Perju. Adică, din noiembrie 2019 nu a fost depus niciun dosar de participare la concursul organizat pentru această poziție. Au furat o mașină din garajul unui locuitor din Bălți și au ajuns cu ea în regiunea transnistreană. Pentru fapta lor, doi indivizi au fost încătușați și reținuți de oamenii legii. Din imaginile video publicate de presa transnistreană se vede cum câteva mașini ale poliției de patrulare, cu girofarele aprinse, urmăresc un vehicul care se deplasa haotic pe drum. Responsabilii de la Inspectoratul General al Poliției nu au putut să ne explice cum au trecut făptașii de punctul de control din Transnistria. Unul dintre indivizi este minor. Pui cleștele la nas și nu miroase. Este soluția propusă de viceprimarul Victor Chironda pentru mirosul neplăcut din capitală. Cleștele. Și-l pui la nas și nu miroase. Deși anterior Ion Ceban a spus că la început de martie va veni cu măsuri concrete, ieri subalternii săi au găsit doar justificări. Revenim la acest subiect în jurnal. Proprietarul unei rețele de benzinării din Călăraș se consideră dezavantajat după o licitație privind achiziționarea combustibilului pentru ambulanțele din raion. Acesta a fost anunțat câștigător, dar rezultatul a fost anulat, pentru că nu ar fi îndeplinit anumite condiții. Bărbatul a contestat decizia, iar ulterior s-a anunțat un nou concurs. Proprietarul rețelei de benzinării povestește că licitația a avut loc în luna decembrie anul trecut, având doar doi participanți. El a fost anunțat câștigător peste câteva zile, însă a fost anunțat că rezultatul este anulat, iar învingătoare devine o altă stație, PECO. Nemulțumit, Nicolae Discant a contestat decizia. Am făcut și am propus un preț ieftin la lot sau un discount. Pentru că combustibilul dat și pus la dispoziția autorității contractante, mai ieftin pe tot parcursul anului, nu numai înainte de licitații. Bărbatul spune că oferta sa a fost mai avantajoasă decât a celuilalt participant și crede că la mijloc stau interese ascunse. Cel mai mare procent l-a dat, unde l-am dat noi 11 și l-a dat 9,5. Dar așa sunt 3%, sunt 3,5%, 4% care de discount, chipurile de... Ca să mânjească ochii la oameni, îi dau, ia ca chipurile am dat și noi leagă de discount. Lor le convenabil să lucreze numai cu dânșii. Ne ne face impresia că acolo e o schemă bine, foarte bine aranjată și pusă la punct. Contabilul rețelei de benzinării private spune că celălalt participant a micșorat prețul la motorină pentru a câștiga licitația. Într-o lună sau în două săptămâni sau o lună, el merge în pierdere ca să câștige licitația. Pe parcursul anului, el își schimbă prețurile, adică cum îi convine lui. Reprezentanții rețelei de benzinării din țară vizată de acuzații nu au putut comenta subiectul pentru că directorul se află în concediu. Săptămâna aceasta n-ar să fie. La noi nu are dreptul nimic să dea nicio informație, numai domnul director. După ce contestația depusă de proprietarii benzinăriei care a câștigat din start concursul a fost analizată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, care este autoritate contractată, a anunțat un nou concurs. Noi suntem la etapa de evaluare a ofertelor. Deja când va fi decizia, atunci noi anunțăm și lucrătorii economici care au participat la licitație. 45 de zile noi avem posibilitatea de a evalua ofertele. Proprietarul benzinăriei, care se consideră dezavantajat, susține că va expedia o solicitare către Ministerul Economiei pentru revederea condițiilor de participare la licitații. Aveți dreptul să nu achitați pentru călătoria cu taxiul dacă nu ați primit bonul de plată. Anunță Serviciul Fiscal de Stat, care îndeamnă oamenii să depună o plângere către instituție dacă s-au pomenit în asemenea situații. Responsabilii susțin că pasagerii pot informa și despre alte încălcări pe care le-au depistat în timpul călătoriilor. În așa fel, cei de la fisc spun că vor verifica dacă șoferii de taxi sunt angajați în câmpul muncii. Democrații organizează astăzi alegeri în 14 state americane. Aceștia vor desemna o treime din delegații la Convenția Națională a Partidului, unde la sfârșitul lui iulie va fi stabilit contracandidatul lui Donald Trump la prezidențialele din noiembrie.
Între timp, mai multe structuri din administrația Statelor Unite anunță că cineva ar încerca să se implice în scrutine. Supermarția alegerilor reprezintă cea mai mare miză în eforturile pentru obținerea numărului de 1.991 de delegați necesar pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la scrutinul prezidențial din noiembrie. Astăzi este prima zi în care participă la competiția internă din Partidul Democrat și miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orașului New York. El nu s-a prezentat la alegerile primare din primele 4 state, în urma cărora s-au retras deja în cursă 3 candidați cotați inițial cu șanse de a câștiga. Printre ei se numără și Pete Buttigieg, fost primar dintr-un stat din Indiana, care și-a anunțat susținerea pentru Joe Biden. I'm looking for a leader. I'm looking for a president who will draw out what is best in each of us. And I'm encouraging everybody who is part of my campaign to join me because we have found that leader in Vice President, soon to be President, Joe Biden. Principalii concurenți sunt senatorul Bernie Sanders și fostul vicepreședinte Joe Biden. Între timp, mai multe departamente și agenții din Guvernul Statelor Unite au emis un comunicat prin care avertizează că unii actori străini încearcă să se implice în alegerile prezidențiale. Americanii trebuie să fie conștienți și pe viitor că unii actori străini continuă să încerce să influențeze atitudinea publică și să modeleze percepțiile alegătorilor, se arată în document. Migranții care au încercat să ajungă în Grecia ar fi fost opriți la graniță cu focuri de armă. Un filmuleț care a surprins momentele a ajuns pe internet. Autoritățile de la Atena neagă totul și susțin că cineva ar încerca să dezinformeze societatea în așa fel. Din imaginile publicate de presa străină, se vede cum un bărbat îmbrăcat în negru trage mai multe focuri de armă în barca de cauciuc plină de migranți. După asta îi lovește pe oameni cu bețe. Incidentul s-ar fi petrecut la doar câțiva kilometri de insula greacă Kos, scriu jurnaliștii străini. Între timp, alți câțiva migranți care ar fi încercat să ajungă în Grecia ar fi fost răniți. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Atena a scris pe Twitter că focuri de armă nu au fost trase în partea refugiaților și că acestea ar fi fost doar niște intenții de dezinformare. Migranții au cale deschisă către Europa după ce Turcia a anunțat săptămâna trecută că nu va mai sta în calea lor. Decizia a fost luată ca răspuns la atacul din nord-vestul Siriei, în urma căruia peste 33 de militari turci au murit. Pui cleștele la nas și nu simți mirosul neplăcut din capitală. Este soluția propusă de viceprimarul Victor Chironda, întrebat despre măsurile luate în legătură cu problemele de la stația de epurare. Deși luna trecută Ion Ceban a promis că până pe 1 martie soluții vor fi, ieri el a lipsit de la primărie, iar subalternii săi au venit doar cu justificări. Care ar fi această soluție? Ele sunt mai multe. O să... De asta așa am zis... Vă spunem pe data de 1 martie, pentru că sunt câteva opțiuni pe care le luăm în calcul în prezent. Soluții însă se pare că așa și nu au fost găsite. Ion Ceban a lipsit de la ședința primăriei, așa că subalternii săi au trebuit să răspundă la întrebările legate de problemele de la stația de epurare. Nu este la moment cleștele. Și-l pui la nas și nu la nas. Hai să fim serioși, nu? Este vorba de o problemă foarte gravă în municipiul Chișinău. Cum să elimini mirosul care s-a stocat atâta timp? Acolo avem tone întregi, volume întregi de 500.000 de tone. Noi trebuie să găsim o soluție. Noi vorbim acum despre lucruri serioase și nu putem să spunem că am făcut așa și am eliminat mirosul. Se întâmplă, deși în campania electorală Ion Ceban de asigurări că până la vară vom scăpa de mirosul urât din Chișinău. Haideți să vedem ce să fie mâine. Au fost, vă spun, mai multe echipe, mai mulți specialiști care au... Și la moment vrem să le acumulăm toate aceste rapoarte și să vedem pe care cale să luăm, dar toate sunt costisitoare. Stația de epurare activează de 60 de ani, utilajul fiind uzat aproape în totalitate. Acum 2 ani, Apa Canal anunța că a dat start proiectului de reabilitare a stației, care costa peste 24 de milioane de euro, banii fiind acordați de BERD, BI și UE. Vara trecută, procuratura a deschis 2 cauze penale pentru a-i găsi pe cei vinovați de mirosul insuportabil din oraș, dar nici până în prezent nu s-au anunțat rezultatele. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!